Evoluția familiei Savoiu pe o perioadă de mai bine de 200 de ani a fost obiect de studiu pentru scriitorul Adrian Savoiu. Poveștile propriei familii, de la Moise Cioban din Moeciu, dar fiul de preot, la cel mai mic membru al familiei Winston, cetățean american de numai un an, sunt cuprinse în paginile unei cărți ce poartă titlul Savoiu, cronica unei familii din Mușcel. Lucrarea este una istorică, dar în același timp, prin modul personal în care sunt redate întâmplările din viața celor care au fost înaintași, are o valoare literară, certă, pentru că Adrian Savoiu s-a rupt de tiparele clasice ale prezentărilor genealogice, implicându-se atât ca trăitor sau purtător de sentimente pentru personajele prezentate, dar și din punct de vedere stilistic, ca și scriitor. Rezultatul a fost unul valoros și acesta a fost și principalul motiv pentru care editura Ars Docendi a Universității București i-a publicat cronica de familie. Adunând 600 de galbeni, către anul 1900, Pătru a mers în toamnă și a stat până în primăvară la Ierusalim, unde noaptea învierii s-a aprins în palmă lumina sfântă. Și povestește că îi ardea în palmă cu o flacără albastră și nu-l frigea deloc. Așa de mișcat a fost Pătru de momentul acesta, încât, întorcându-se acasă, n-a mai venit la casa lui pe care el o construise în 1870 la Mărin, ci s-a dus la schitul Stânișoara, de lângă Cozia, unde a trăit până în anul 1917. Cronica familiei Savoiu a fost completată la Galeria Arta de o avancronică a unor albume ce vor fi prezentate oficial peste o lună de zilele Câmpul Lungului. Monumente istorice ale României, tipuri din județul Argeș și Mușcel și modele de cusături pentru costume naționale românești culese în județul Mușcel, albume publicate la sfârșitul secolului XIX de Ion Niculescu și reeditate de editura Ars Docendi împreună cu Adrian Savoiu. La Galeria Arta au fost prezentate ilustrate din aceste albume, fotografii ce prezintă mușceleni îmbrăcați în costume populare.